este evident că la un moment dat se va reflecta acest nou concept și în prețul biletelor, dar în primul rând se va reflecta în eficiența industriei. Industria europeană de transport aerian este în acest moment sub o presiune foarte mare datorită companiilor din țările terțe, unde nu există aceleași reguli ca în Europa. Acolo se fac subvenții de stat, sunt foarte multe companii care lucrează pe Europa și atunci trebuie ajutate companiile să se mențină, dar nu prin subvenții de la stat, ci printr-o eficiență mai mare a controlului de trafic și a industriei în general. Transportul, în general transportul, dar și transportul aerian, contribuie foarte mult la dezvoltarea economică. La dezvoltare economică, locuri de muncă. Avem nevoie de dezvoltarea acestui mijloc de transport, avem nevoie de dezvoltare și a aeroporturilor regionale și este nevoie, mare nevoie de un nou sistem, de o nouă tehnologie care să permită mai multe zboruri, care să permită un timp mai scurt de zbor, deci care să aducă confort pasagerilor. Și așa cum spunea, să prevină acest risc de supraaglomerare și să reducă și emisiile din perspectiva mediului. Da, deci acest sistem are efecte benefice în mai multe direcții. Cum spuneam, pe emisii de noxe, pe timpul de zbor, pe eficiența industriei și, bineînțeles, și pe confortul pasagerilor.